Peste 300 de asistenți maternali au devenit părinții unor copii aflați în evidențele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava. Peste 150 de asistenți maternali au în îngrijire câte 2 copii. Numărul total al asistenților maternali profesioniști din rețeaua Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava la data de 1 ianuarie 2018 este de 383 și au în grijă un număr de 581 de copii și tineri. Dintre acești asistenți maternali profesioniști, 183 au în îngrijire câte 2 copii, 173 câte un copil, iar 10, 3 copii și 3 asistenți maternali profesioniști au un număr de 4 copii în plasament. Localitățile sucevene fruntașe la numărul de asistenți maternali profesioniști sunt Bogdănești, Dolhasca și Fălticeni. În cadrul serviciului de asistență maternală din cadrul Direcției Generale a fost preluat în anul 2017 un număr de 66 de copii din comunitate, dintre care un număr de 57 de minori au fost preluați în regim de urgență pe baza dispoziției directorului executiv, iar un număr de 9 minori pe cale de ordonanță președințială. Pe primele locuri în județul Suceava, localitățile cu cei mai mulți asistenți maternali profesioniști sunt Bogdănești cu 53 de asistenți maternali, Dolhasca cu 52 și Fălticeni cu 51. Pe ultimele locuri se află localitățile Dărmănești, Moara, Drăgoiești, Mușenița, Păltinoasa, Rădăuți, Putna, Frumosu, Hârtop, Horodnic, Sadova și Vulturești, în care există câte un singur asistent maternal profesionist. În decursul anului 2017, în cadrul Direcției de Asistență Socială, a avut loc o nouă atestare de asistenți maternal profesioniști. 72 de persoane au fost înscrise, iar un număr de 66 au fost atestate.